Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din serialul Viața cu Audi A4B7. Și o să ziceți acum, bă, dar ce naiba s-a mai putut întâmpla? Hai, Claudiu, că deja exagerez. Ce se mai putea întâmpla? Nu exagerez deloc. S-a mai întâmplat ceva chiar după ce am reparat senzorul. S-a stricat stopul. Am reparat și stopul și acum mai am o problemă. Băi, deci la mașina asta toate vin ca un domino, serios. Deci, acum nu mai funcționează cum trebuie senzorii de parcare de pe spate. Aici avem, la mașina asta avem senzori de parcare pe spate, îi avem în 4 locuri și acum nu mai funcționează cum trebuie. Deci, efectiv, s-a întâmplat asta, cred că acum 2 săptămâni sau ceva în genul. A luat-o încet așa puțin, a făcut figuri și după care acum am un bipăit enervant când vreau să dau pe spate, ține puțin, după care se oprește și începe și bipuie senzorii aiurea, nu mai bipuie câteodată, adică, na, chestii de genul ăsta. Haideți să vă arăt cum se aude din interior, că avem un bipăit enervant, să vi-l arăt și vouă, și după care ieșim și încercăm să rezolvăm în episodul de astăzi senzorii. Am văzut mai mulți străini pe YouTube încercând treaba asta, ce o să încercăm și noi astăzi. Să vedem dacă funcționează. Dacă nu funcționează, va fi nasol, pentru că este destul de complicat să schimbăm senzorii. Da, povestim imediat după ce vă arăt cum se aude bipăitul ăla enervant. Hai să urcăm în mașină. Bun, hai să băgăm în contact. Nu o să pornim motorul, doar băgăm în contact. Și băgăm în reverse. Acum asta, să dăm muzica încet. Oprim și clima să nu fie probleme și băgăm în reverse. Fiți atenți. Ia auziți. Și s-a oprit. Și iară. Și merge unul, merge unul, nu. Și acum văd că persistă mai mult. Până acum nu persista mai mult. Nu știu ce vede în spate, pentru că nu e nimic în spate. Hai să o scoatem. Și mai băgăm o dată. La fel face. Și gândiți-vă cât este de enervant până dai pe spate să auzi zgomotul ăsta. Hai să ne dăm puțin jos din mașină. Hai să vedem dacă descoperim ce senzor nu funcționează, pentru că nu știu dacă putem descoperi. Nu cred că ne putem da seama. Nu, că el funcționează acum continuu. Stai să mai încercăm să mai băgăm. Ia fiți atenți că cred că am descoperit care este. Ăsta este de aici. Ăsta este problema. Nu, ăla a rămas blocat. Ăla a rămas blocat de acolo din partea aia. Am impresia, nu sunt sigur, dar cred că ăla a rămas blocat. Și acum problema este că bipuie în continuu. Văd că s-a oprit. Ia să vedem, să mai încercăm pe partea asta altă. Da. Face. Ia. Voi nu știu dacă auziți, dar eu aud, vă spun. Da, să deschizi ușa asta. Bun, ăsta de aici funcționează. Hai să vedem ăsta din mijloc. Ăsta e ok. Da. Ăsta de aici e ok și ăsta. Deci acum funcționează toate ok. Bun, problema e că nu o să stea treaba asta. Acum funcționează toate ok, dar nu o să stea treaba asta. Așa că hai să ne apucăm să încercăm să rezolvăm problema asta. Bun, deci am băgat de câteva ori în reverse. Face iar persistă sunetul respectiv. Așa că am zis, hai că încercăm să rezolvăm și vă arăt acum cum încercăm să rezolvăm. Și ce am văzut eu că ar trebui să funcționeze în cazul în care nu este stricat un senzor. V-am zis, dacă este stricat un senzor, în episodul următor sau nu știu când o să trebuiască să dăm toată bara jos, să vedem care senzor este stricat, dar este mai complicat. Așa că am luat aici un spray lubrifiant, ceva pentru chestii de genul ăsta, WD-40. Ăsta am văzut că îl folosesc alții și că a funcționat. Acum vedem dacă la noi funcționează sau nu. O să avem nevoie și de o cârpă,
O să iau o cârpă asta cu care șterg mașina, pentru că alta nu am la dispoziție. Și o să folosim spray-ul ăsta, dăm pe fiecare senzor în parte, după care o să așteptăm 5 minute și eu zic, ca să fim siguri că funcționează cum trebuie, o să mai facem treaba asta odată, încă după 5 minute, după ce așteptăm să se usuce treaba asta. Hai să vedem. Bun, o să dăm prima dată pe ăsta de aici. Ăsta cred că face oricum figuri. Nu sunt sigur, dar vedem. Așa, lăsăm puțin și o să ștergem imediat. Ștergem așa puțin, cât să se ducă spuma asta de aici. Nu a apăsat foarte tare. Mergem la următorul, lăsăm deocamdată așa să acționeze. Să am pe murdar pe aici. Îi dăm și ăsta cu spumă, băgăm bine pe aici. Lăsăm puțin să acționeze. Și ștergem. Ștergem cu cârpa asta. Sunt tare curios dacă funcționează această treabă. Mergem la următorul. Îi dăm și l-asta bine pe aici. Încercăm să băgăm înăuntru cu furtunașul ăsta de aici. Așa. Ștergem repede. Pentru că o să mai facem oricum o dată operațiunea asta. Bun, mergem la următorul. Îi dăm și la asta. Perfect. Lăsăm un pic. Și ștergem. Bun. Bun, am dat. Lăsăm 5 minute să-și facă efectul. După astea 5 minute eu o să mai dau o dată, cum v-am zis, ca să fiu sigur că, bă, dacă funcționează cu treaba asta e super, dacă nu înseamnă că e clar un senzor de vină. Deci așteptăm 5 minute să își facă efectul și revenim după 5 minute. Mă tot gândesc, oare câte episoade să fac pe sezon? Că văd că am destul de multe. Băi frate, oare ce mai urmează să se strice? Nu că nu mai pot, îi dau foc. Figaro sus, figaro jos, figaro tunde și rău de frumos. Bun, au trecut cele 5 minute. Ați văzut ce gânduri mă încearcă în cele 5 minute. Acum hai să mai dăm o dată, să mai facem aceeași operațiune încă o dată. Deci ca ideea am înțeles că asta nu afectează vopseaua mașinii, deci puteți să folosiți liniștit. Noi o să mai folosim o dată să vedem, sperăm să nu fie probleme. Hai! La fel, luăm fiecare senzor și dăm, uitați-vă ce curat arată acum. Așa. Lăsăm puțin să acționeze și ștergem imediat. Hai să dăm și pe ăsta la alt și după aia până acționează acolo, numai bine îl ștergem pe celălalt. Bun. Hai să ștergem aici. Ăsta are curios dacă funcționează. Nu am băgat cheile în contact, să știți. O să facem împreună să vedem dacă merge sau nu. Așa. Hai să dăm și pe ultimii doi. Băgăm bine pe aici. Și dăm și pe ăsta ultimul. Încă o dată și gata. Cam atâta cu acest spray. Vedem dacă și-a făcut treaba sau nu. WD-40, da? Țineți minte. Hai să ștergem. Ștergem bine. Mai ales pe lângă pe aici. Să vedem dacă avem noroc. Sau trebuie să schimbăm senzorul. Unul dintre ele sau două, nu știu câte sunt. Oricum o să fie destul de complicat, cred, să dăm bara asta jos, să scoatem senzorii, o să fie de lucru, dar o să-l facem dacă e nevoie, dar mai târziu un pic, pentru că o să dureze ceva, mă gândesc, că nu știu cât de greu să dă bara aceasta jos, dar mă gândesc că trebuie dată pe undeva pe aici, pe la stopuri, are ceva șuruburi și trebuie dată jos și așa mai departe.
Dar asta vedem, v-am zis. Sperăm să rezolvăm cu spray-ul ăsta. Să-și facă treaba. Am văzut că majoritatea pe YouTube au rezolvat. Unii n-au rezolvat. Dar vedem acum. Bun. Mergem să băgăm cheia în contact împreună și să băgăm în mașalier. Vedem dacă funcționează. Da, bun. Hai să vedem. Am băgat în contact. O avem pe liber. Dăm muzica încet. Călcăm... Nu, n-am rezolvat. Sau? Poate vede spray-ul acolo, că l-ai pus chiar la senzor. Ia, stai să luăm spray-ul, că am pus, pus spray-ul la senzor acolo. Mai încercăm o dată, am luat spray-ul de acolo, l-am pus chiar în spate, dar nu cred că ăla e problema. Nu e hotărâtă mașina asta. Ar vrea să facă și n-ar vrea. Ha? Cred că își revine până la urmă. Nu mai face acu deloc. A făcut odată bip. O mai scoatem o dată din contact să vedem. O mai punem din nou. Hai să vedem. Mai are momente când vrea să facă, ia auziți. Ia, să o lăsăm așa. Nu porniți motorul, da, sfat. Ia, hai să vedem puțin. Ce se întâmplă aici? Deci ăsta funcționează. Bun, mergem mai departe. Asta funcționează și ăsta. Și ăsta. Și ăsta merge. Și ăla. Da, și ăsta. Face. Ăsta s-ar putea să fie problema, să știți. Cred că asta este problema, pentru că nu mă apropii foarte mult, adică cam pe aici ar trebui să înceapă să bipuie, dar el, auziți, el deja face. Face în continuu. Face continuu. Face. Da, ăsta face continuu, ăsta e. Asta e problema, am descoperit senzorul problemă. Da, asta din partea asta. Deci asta din partea asta este senzorul problemă. Hai să încercăm să-i mai dăm o dată cu spray. Poate reușim să-l facem. Îi dăm a treia ori, dar îi dăm doar la cel din partea dreaptă. Îi dăm doar la asta. Cu asta văd că are ceva probleme. Să încercăm să băgăm cât de bine se poate pe aici. Dacă nici acum nu-și revine, apoi n-am ce să-i mai fac. Ar trebui schimbat senzorul, cred. Dacă nici acum nu-și revine. Mai folosim altfel gârpa asta. Are ceva praf pe aici, da. Oare asta să fie problema? Așa, îl sergem bine. Are ceva mizerie pe aici, da. Nu știu dacă putem curăța. Ia să vedem. Hai să încercăm cu un de-asta de plastic să vedem dacă putem să-l curățăm. Nu știu dacă o să funcționeze, dar... Vedem. Dar nu-l strici. Nu-l stricăm. Ce să stricăm? Încercăm să-l curățăm pe aici. Să vedem dacă rezolvăm ceva. Uite că mai rămas
A mai rămas spray acolo, este spray. Încă nu și-a făcut efectul complet. Curățăm și pe aici. Așa. Asta e maximul ce pot să fac. Mai mult de atât n-am ce să fac. Hai să mai încercăm o dată, să vedem ultima dată dacă nu funcționează. Asta este, trebuie să schimbăm senzorul. Da, nu funcționează. N-a funcționat treaba asta. Nu, văd că face la fel. Chiar face la fel. Să lăsăm să se mai usuce puțin acolo. Vedem dacă funcționează așa. Deci situația este în felul următor. Am mai stat încă 5 minute și are momente când face, momente când nu face. De exemplu, acum am scos mașina de aici, am dat pe spate și n-a făcut. Doar când aproape să o opresc, a început să se bipuie singură. Deci undeva ceva e o problemă acolo. Acum o mai lăsăm un pic așa și o să plecăm cu mașina. Mergem vreo 10-15 minute și după care vă zic dacă problema s-a rezolvat sau dacă problema persistă. Lăsăm să se usuce acolo și după aia vedem. Numai bine, avem timp 10-15 minute, mergem cu mașina și vă zic dacă mai face sau nu. Așa că revenim după ce ne plimbăm puțin cu mașina. Bun, au trecut cam 45 de minute, 50 de minute de când am folosit sprayul respectiv. Și mai facem o ultimă încercare să vedem dacă funcționează, dacă nu, e problemski. Hai să vedem. Dăm în cel la muzică, băgăm, hai să oprim și clima. Ha? Am băgat, da? Nu mai avem bipăitul acela? Nu pot să cred. Nu pot să cred. Mai încercăm o dată. O lăsăm un pic. Mai băgăm o dată în contact. Bă, nu pot să cred. Ce am greșit și vreau să vă zic este că după ce am dat a doua oară cu spray, nu am așteptat. Nu am așteptat cele 5 minute, m-am grăbit să vă arăt și făceam continuare. Dar ideea e să așteptați mai mult. Sfatul meu este să așteptați vreo 10 minute între cele două încercări. Hai să vedem încă o dată. Incredibil. Nu mai face. Mă duc în spate să văd dacă funcționează senzorul. Merge. Deci funcționează? Da. Se aude? Da. Hai că mai încerc o dată, încerc să vin, să mă apropii de la distanță, să mă apropii cât de mult pot, să vedem dacă funcționează ca lumea și pe aia mă depărtez repede. Da, merge, e bine, am mai făcut puțin figuri, adică m-am apropiat de toți senzorii și nu a funcționat, dar după ce m-am depărtat și am revenit, a funcționat foarte bine. Ce mă bucur că funcționează. Da, deci ca idee, stai să mă pun aici, ca idee, așteptați după ce dați cu spray, așteptați mai mult. V-am zis, noi am plecat din parcare, am venit, am băut o cafea în oraș și au trecut vreo 40 de minute. Între timp s-a uscat acolo, 40-45 de minute s-a uscat acolo. Și acum văd că funcționează. Ia calcă puțin ambreiajul. Ia stai să mai încercăm o dată să vedem. Nu mai merge. A trecut o mașină, stai. Ha? Ba nu. Are. Nu mai merge. L-am lăudat prea mult. Da, l-am lăudat prea mult. Nu funcționează, nu deci vrea. Deci e jumate-jumate. E jumate-jumate, adică funcționează câteodată, funcționează câteodată, nu funcționează. Ceea ce înseamnă că este un senzor problemă. Ceea ce înseamnă că trebuie să dăm toată bara jos și să vedem care senzor este problema.
ultima încercare și am închis vlogul. Calc ambreiajul. Acum merge. Nu, a trecut mașina. Nu, a trecut o mașină, că e aproape. Ideea e că a trecut mașina, dar el încă merge. Nu mai e nimic în spate și încă merge. Nu cred că este de la mașina din dreapta. Pentru că înainte nu a făcut. Da, nu funcționează. Bipuitul ăsta se pare că se aude în continuu, nu vrea să funcționeze. Îl opresc, că n-are rost. Ăsta a fost episodul din acest sezon, din sezonul 1, viața cu Audi A4V7. Ne revedem în următorul. Vedem dacă în următorul încercăm să reparăm senzorii sau facem altceva, pentru că cine știe ce mai apare. V-am salutat și numai bine!